Deschidem cuvântul Domnului la 2 Împărați, capitolul 18. Voi citi de la versetul 1 la 8. 2 Împărați, capitolul 18, de la versetul 1 la 8, pagina în Biblie 410. De asemenea, puteți urmări pe ecran aici în biserică, pe ecranul computerului. Să ascultăm cuvântul Domnului. În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său, David. Îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul, nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. A bătut pe filisteni până la Gaza și le-a pustit ținutul de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în dimineața aceasta aici în Biserica Emanuel, în seara aceasta în Europa, ori în ziua de astăzi când reasculți mesajul pe internet sau la radio, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să mă adresez în mod special tinerilor și tinerelor, să mă adresez familiilor, să mă adresez acelora care spun că îl cunosc pe Domnul, însă cu comportamentul, cu caracterul, neagă această cunoaștere. Dacă vă uitați cu mine în pasajul pe care l-am citit despre împăratul Ezechia, și nu uitați, a ajuns împărat la 25 de ani. Este o responsabilitate extraordinară să fii lider la vârsta aceasta. Despre el spune, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Tatăl lui era Ahaz și tatăl lui a fost un idolatru, un om care a întors spatele lui Dumnezeu și a închis ușile templului Domnului să nu se mai închine nimeni în templu. Putea să plângă Ezechia, eu n-am o moștenire bună așa cum se plâng astăzi. N-am mâncat bine când am fost copil și acum trebuie să mă răzbun. Trebuie să violez și trebuie să mă port ca un barbar. Avea o moștenire stricată, dar n-a vrut să se rezime pe moștenire. A vrut să se rezime pe Domnul, pe Dumnezeul lui Israel, care a devenit Domnul Dumnezeul lui. El a făcut ce este bun și este important lucrul acesta într-un context în care, în vremea noastră, ca și în vremea lui Ezechia, mulți fac tot ce vor și numai ce le place. Judecător 17:6, Deuteronom 12:8. Mulți amestecă închinarea la Dumnezeul cel viu cu închinarea la Dumnezeii lor personale. 2 Împărați 17:28-34, și Domnului, dar și firii lor pământești. Mulți închină Domnului doar să fie văzuți de semenii lor, ca farisei și cărturare de pe timpul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Matei 6:5,
23:1-5. Însă închinarea noastră, frați și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere, părinți și copii, oameni în vârstă, închinarea noastră trebuie să fie din toată inima, Proverbe 23:26, și întru totul Domnului. Trebuie să le slujim pe Domnul cu toată puterea, fără să ne compromitem, fără să ne luăm după mulțime și fără să ne uităm la corectitudinea politică a societății în care trăim. Dacă vă uitați de asemenea, versetul 4 spune că șarpele de aramă, pe care doar pentru o vreme Dumnezeu l-a folosit în Israel ca să vindece pe cei mușcați de șarpe în pustiu, a devenit pentru poporul lui Israel o pricină de idolatrie. Aduceau tămâie, se închinau înaintea lui. Ezechia, tânărul acesta împărat, a venit înaintea lor și a spus: oameni buni, ăsta-i Nehuștan, e o bucată de bronz. O bucată de bronz. Nu-i Dumnezeul lui Israel, nu-i Dumnezeul părinților noștri. Și ce faceți bine este idolatrie, este desfrâu, este închinarea la idoli. Ezechia a avut curajul să spună lucrurilor pe nume. Acesta este mesajul meu în această dimineață, în această zi. Nehuștan, sau lucrurile pe nume. Nehuștan, sau lucrurile pe nume. Este pentru că folosim un limbaj cu care să ne ascundem viața. Este pentru că folosim de multe ori un limbaj cu care să ne ascundem planurile. Este pentru că folosim un limbaj cu care să ne ascundem după deget. De aceea ne încurajăm la rău, ne încurajăm la o trăire care îl dezonorează pe Dumnezeu și ne mirăm de ce nu prosperă lucrarea lui Dumnezeu așa cum am vrea să o vedem că prosperă. De ce nu înaintează cum am vrea să înaintează, să înainteze. Și într-adevăr trăim într-o societate care gândește și găsește că este bine să nu spună lucrurilor pe nume. Curvia sau adulterul este o implicare romantică. Jumătate de măsură este corectitudine politică. Minciuna este o măsură necesară. Intimitatea înainte de căsătorie este o necesitate, că trebuie să cunoști partenerul cu care urmează să trăiești o viață, sau partener. Sfințenia știrbită, caracterul compromis, înseamnă emancipare pe măsura timpului în care trăim. Înșelăciune în foarte multe domenii este descurcare inteligentă. Bârfa, calomnia și jumătatea de adevăr sunt inteligență și destoinicie în societatea contemporană și în biserică de multe ori. Dar lucrurile trebuie numite pe nume, ca să știm să ne ferim de ele, să știm să dăm toată slava lui Dumnezeu. De aceea vom încerca în această dimineață să facem acest lucru învățând de la împăratul Ezechia, de la un tânăr, de la un om care a înțeles că trebuie să-L iubească pe Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, potrivit Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care a inspirat Scripturile, în Isaia 5:20, este inadmisibil înaintea Domnului și este neacceptabil înaintea lui Dumnezeu să numim răul bine și binele rău, întunericul lumină și lumina întuneric, amărăciunea dulceață și dulceața amărăciune. Lucrurile trebuiesc spuse pe nume, civilizat, ca să ne învață Evanghelia, dar trebuie văzute așa cum sunt și trebuiește văzut de asemenea efectul lor. Cum vom putea spune lucrurilor pe nume și ca să scăpăm de ele, să putem să le îndepărtăm din viața noastră? Primul, să începem sau să reîncepem cu începutul. Să începem sau să reîncepem cu începutul. Și cum vom face aceasta?
Potrivit acestui pasaj pe care l-am citit, Ezechia a procedat la cel puțin trei lucruri fundamentale. Primul lucru, începe cu inima ta. Începe cu inima ta. Uitați-vă în versetul 6, partea 1. El s-a alipit de Domnul. Majoritatea problemelor sunt probleme de inimă. Sunt probleme de emoție. Sunt probleme de sentiment. Sunt probleme de ce ne place. Majoritatea problemelor. A spus-o Iisus Hristos, a spus-o Duhul Sfânt, o spune Tatăl Ceresc. Ezechia a înțeles acest principiu. Dacă voi vreau să scot acest popor din idolatrie, dacă vreau să-l scot, să nu se mai închine la o bucată de bronz, care în final este un șarpe otrăvitor. Dacă vreau să scot acest popor de la Astarteie, care în vremea aceea însemna prostituție, adulter, curvie, pornografie, eroticism, trebuie început cu începutul, întâi cu inima, să ne alipim de Domnul. De ce? Fiindcă aceasta o cere Domnul. Proverbe 23:26. Fiule, dă-mi inima ta mie, nu parte din ea, dă-mi inima. Este pentru că ne rezervăm în inima noastră, în sentimentul nostru, în sufletul nostru, plăceri, practici, lucruri care ne sunt nouă dragi și de care nu vrem să scăpăm. De aceea eșuăm și iar eșuăm și iar eșuăm. Trebuie început cu inima, fiindcă din inimă ies, ia uite ce spune cuvântul Domnului, gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furturile, mărturiile mincinoase, blasfemiile, Matei 15:19. Iar Marcu, citindu-l pe Iisus mai departe, adaugă în 7:21-22, că tot din inimă ies lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunea, faptele de rușine, ochiul rău, trufia, nebunia. Începe cu inima. Începe cu începutul. Pentru că altfel, dragul meu, vii la biserică sau te duci la cer de rugăciune, ori te duci la repetiție, ori vii și cânti la worship, ori cânti în cor, în orchestră, ori vii și predici, ori păstorești, ori faci ce vrei, ce crezi că ești chemat de Dumnezeu să faci, ai venit aici și cum s-a terminat predica? Furi să te întâlnești cu boyfriend-ul, cu girlfriend-ul, te ascunzi într-un loc întunecos și ești gata. Ești gata. Și degeaba plângi după aceea. Trebuie început cu inima. Din inimă ies. Din inimă, fiindcă aceasta este înșelătoare. Ieremia 17:9. Deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Sentimentele înșală pe oameni. Sentimentele îi fură pe oameni. Cu mie nu se întâmplă. Mie nu o să mi se întâmple. Și se întâmplă și ție să mi se întâmplă și mie. Dacă n-am grijă de inimă. Inima, fiindcă omul se alipește de ceea ce iubește. 2 Împărați 18:6. Ezechia s-a alipit de Domnul. Și acesta este principiul fundamental, frații și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere, bătrânilor, părinți, copii. Oricine, este limpede, oricine, și eu și tu, te alipești de ce iubești. Te alipești de ce iubești. Însă în dimineața aceasta aș vrea, și Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să-ți vorbesc, ce iubești? O bucată de bronz? Un șarpe? E de aramă, frate Gog, e nevinovat. O revistă? Un film? O discotecă? O aventură? Te mușcă și dacă e de bronz. Te încolăcește și dacă e de bronz. Și lanțurile de bronz sunt foarte puternice. Este greu să scapi de ele. Dacă vrei să scapi, dacă vrei să fii omul lui Dumnezeu, dacă vrei să se bucure Domnul de tine și tu să te bucuri de biruință, trebuie început cu începutul. Și primul lucru, începe cu inima. Apoi, începe cu legea Domnului. Începe cu legea Domnului. Uitați-vă în versetul 6, partea finală. Și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. A păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. De ce? De ce trebuiește început cu legea Domnului? Pentru ca să știm, să știu, să știi ce trebuie să faci. Ioan 5:39, Iisus Hristos spune, cercetați scripturile. Luca 10:26, Iisus i-a răspuns acestui tânăr care l-a abordat,
Ce scrie în lege? Ce citești în ea? Dacă vrei să știi ce să faci. Dacă vrei să știi că nu-i bine să te duci unde te duci, nu-i bine să intri unde intri, nu-i bine să stai cu prietenul tău până după miezul nopții și cu prietena ta, nu-i bine. Dar chiar că ți-au dat voie părinții, din pricina împietririi inimii tale și a încăpățânării tale a făcut lucrul acesta, nu-i bine. Ca să știi ce trebuie să faci, trebuie să cunoști cuvântul Domnului. Cerceta scripturile, pentru că nu cunosc cuvântul Domnului, mă înșel singur. Mă înșel singur. Sunt tineri care își fac prieteni în lume. Frate Gog, fac să-l evangelizez, să o evangelizez. E prietenul meu, my boyfriend, my girlfriend. Încă ești tu neevangelizat, dragul meu. Încă ești tu neevangelizat. Nu te înjuga la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni 6:14. Aceasta este o rebeliune, o nebunie, un nehuștan, un șarpe de aramă, o minciune, o înșelare. De ce faci asta? Fie că îți place, de aceea o faci, Judecător 14:3, fie că ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu, fie că te-ai compromis deja. Uitați ce spune Apostolul Pavel când îi scrie tânărului Timotei. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după profețiile făcute cu privire la tine, este ca prin ele, nu în afara lor, nu în afara cuvântului, să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Un cuget curat pe care unii l-au pierdut. S-au compromis. 1 Timotei 1:18-19. Legea Domnului, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru că legea Domnului ne înțelepțește. Psalmul 119:98. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le-am cu mine. De ce cad foarte mulți? Pentru că n-au cuvântul Domnului cu ei. N-au cuvântul Domnului cu ei. Și atunci iar se compromit. Iar se compromit și iar se compromit. Nehuștan, lucrurile pe nume, o bucată de bronz, ce faci tu este păcat, ce faci tu este o minciună, ce faci tu este o auto-înșelare, ce faci tu este curvie, ce faci tu este înșelăciune. Ce a făcut? A început cu inima, a început cu legea Domnului, pe de altă parte a început cu ordinea divină imediat. A început cu ordine divină imediat. Versetul 4. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteile și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă, l-a numit Nehuștan. Și uitați-vă, ca să fim limpede, în 2 Cronici 29:3, cuvântul Domnului spune: în anul întâi al domniei lui, al lui Ezechia, în luna întâi, deci în prima lună, când a ajuns împărat, în anul întâi, în prima lună, a deschis ușile casei Domnului și le-a adres. În anul întâi a început cu ordine, cu ordine. Și uitați-vă, haideți să ne uităm îndeaproape, pentru că tot ce este în Biblie este pentru noi. O, este istorie, este totul pentru noi, este pentru zilele acestea. Ia uitați-vă la el. A îndepărtat înălțimile și de aceea vreau să te provoc. Ce este înalt? Ce este prioritar în viața ta? Ce crezi tu că te înalță? Ce crezi tu că îți dă un nume bun? Ce crezi tu că te face mare între prietenii tăi? Ce crezi tu că te face important în cercul tău? Înălțimea aceea trebuiește dărâmată. Că se numește minciune, că se numește bârfă, că se numește orice, trebuiește dărâmată. Ce a făcut mai departe? A îndepărtat idolii. Și e plină lume de idoli. Mândrie cel mai mare. Conformare la ideologia prietenilor, pofta de moment, gustul, moda, rebeliunea, curiozitatea, neascultarea de Domnul, neascultarea de părinți, neascultarea de biserică. Apoi cuvântul Domnului spune că a îndepărtat astarteele. Aceea societate a fost în vremea lui Ezechia, care este și în vremea noastră, o societate senzuală, saturată de sex, saturată de senzualism. Pornografie, autogratificare, masturbare, dacă vrei să vorbesc pe limbajul tău, tinere și tânără. Site-uri imorale pe internet, televiziune erotică, sex ilicit, anumite îngăduințe intime, dar totuși ne păstrăm virginitatea. Wake up! Wake up!
Dumnezeu nu-și lasă sfințenia de dragul poftelor mele sau de dragul poftelor tale. Păcatul este păcat. Întinare este întinare. Nehuștan e o bucată de bronz. Și gustul tău este o rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Ascunderea ta față de părinți te duce acasă. Am fost la repetiție, am fost la școală și ai lipsit de la școală. Este minciună. Te-ai dus să satisfaci pofta. Te-ai dus să te faci rebelios împotriva lui Dumnezeu. De ce? Pentru că n-ai început cu începutul. N-ai început cu inima, n-ai început cu legea Domnului și n-ai început ordine în viața ta personală din ziua în care ai auzit cuvântul Domnului. Și trebuie început de astăzi. Trebuie început de astăzi. Problemele din vremea lui Ezechia sunt și probleme care sunt în vremea noastră. Care este șarpele tău de aramă, la care n-ai renunțat încă? Doctrină preferată? Obiceiul la care ținești părinții tăi? Ezechia n-a vrut să țină la obiceiul tatălui său Ahaz. Să țină casa Domnului închisă, să blocheze ușile, să nu vină la biserică. Nu! Uitați-vă în Scriptură împreună cu mine. Lucrurile lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere, părinți și copii, păstori, orice cine am fi noi, lucrurile lui Dumnezeu sunt de aur, de argint, pietre scumpe, nu-s de bronz, nu-s de aramă. Pe vremea lui Roboam, pentru că a pierdut gloria lui Dumnezeu, a pierdut gloria tatălui său Solomon și David, spune că ei au luat scuturile de aur și au făcut scutul de aram. Arătau la fel, nu? Străluceau la fel. Le-a poleit și a zis, arătăm bine. Arătăm bine. Dar uitați ce făceau pe vremea aceea. Făceau rău înaintea Domnului. Un împărat 14:22, pentru că umblau după aramă, nu după aur. Și au zidit înălțim și Astarteie, pornografie mai departe, un împărat 14:23. A permis ca multe biserici de astăzi sodomiți chiar în casa lui Dumnezeu. O, ești intolerant, frate Gog. Yes, sunt intolerant. Ordinăm, căsătorim, trăim cum vrem și pe timpul când ne căsătorim vine la biserică. Și m-au zis bine tinerilor și părinții voștri m-au aud. Că la român se face anuntă bună și pe aceea ne-am dus și ne vedem de Nehuștan. Iar ne vedem de șerpi. Iar ne vedem de arama noastră. Dezordinea spirituală duce la pierderea moralității. Însă Dumnezeu este milos, mărit să fie Domnul. Și are milă de noi. Are milă de tine, tinere, tânăr, părinte, copil, om în vârstă, oricine fi. Are milă de noi. Deci haideți în al doilea rând să vedem ce a făcut Ezechia. S-a încrezut în Domnul. Să ne încredem în Domnul. Ezechia a înțeles de timpuriu, de tânăr, din prima lună de domnie. Tata a murit, a lăsat dezastru în Israel, idolatrie în Israel, Astarteie, senzualism în Israel, sodomiți în casa Domnului, a închis templul lui Dumnezeu. Eu am să mă încred în Domnul. Eu am să mă încred în Domnul. Și uitați-vă cum a făcut lucrul acesta și cum îl poți face și tu și cum îl pot face și eu. El a făcut două lucruri. Primul, s-a bizuit în totul pe Domnul. Versetul 5. Ezechia și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeului Israel. În Domnul Dumnezeului Israel. Și am să vă rog să fiți atenți. El nu s-a speriat de moștenirea spirituală pe care i-a lăsat-o tatăl său Ahaz. De aceea s-a dus până la rădăcina strămoșilor săi. Vedeți ce spune versetul 3 din pasajul pe care l-am citit? Puneți pasajul acolo, 2 Împărați 18:3. Puneți-l pe ecran ca să-l citească toată lumea. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său, care? David. Asta este soluția. Asta este formula.
Dacă vrei să faci reper numai la cine te-a învățat să faci rău, la cine ți-a dat curajul să te duci cum te duci, să intri unde intri, să privești la ce privești, să mănânci ce mănânci, să beai ce beai, să faci business-ul care îl faci, dă-mi voie, dragul meu, să-ți spun, trebuie să mergi la rădăcine. Dacă vrei sfințenie, te duci până acolo unde s-a făcut sfințenie. N-am să mă duc la Ahaz, am să mă duc la David. Și uitați mai departe, s-a dus dincolo de David, s-a dus până la Moise, 2 Împărați 18:6. El a urmat legea pe care Domnul a dat-o lui Moise. S-a dus mai departe, până la adevărata sursă a binecuvântării. Și dacă vă uitați în 2 Împărați 18:3, 5 și 6, cuvântul Domnului spune, el s-a lipit de cine? De cine? De Domnul. Trebuie mers la rădăcina binecuvântării și trebuie mers la rădăcina răului. Binecuvântare este Domnul, nehuștan este răul. Binecuvântare este Domnul. Până la rădăcina problemelor lui Israel. Până acolo s-a dus. Asta înseamnă să te bizui pe Domnul. Și a făcut-o într-un context în care cei mai mulți urmau pilda pe care tatăl său a dat-o înainte. Consilierii lui nu erau de acord cu el. Cum? Vrei tu să întorci pe Israel? Uite ce bine ne merge. Cum să faci tu lucrurile acestea? El s-a încrezut în Domnul. S-a încrezut în Domnul. Pentru că încrederea în Domnul îți aduce binecuvântare și mi-aduce binecuvântare. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne încredem în Domnul, dar nu să o facem o dată pe săptămână, ori o dată pe lună. Încrederea noastră în Domnul nu trebuie să meargă după mersul mulțimii sau după mersul familiei sau după mersul prietenilor. Încrederea noastră în Domnul trebuie să meargă după Scriptură. Fă referință la Scriptură, fă referință la casa lui Dumnezeu, fă referință la cuvântul lui Dumnezeu, fă referință la Sfânta, la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că altfel te înconjori cu nehuștani, te înconjori cu Astarteie, te înconjori cu idol și te înconjori cu practici care te leagă cu lanțuri de bronz și din care nu te mai poți smulge. Și rămâi mic, pipernicit spiritual și începi să te menajezi singur. Nu vedeți că asta este la modă? Eu nu spun că o traumă în copilărie nu ne urmărește toată viața, ne urmărește, dar nu trebuie să ne dicteze viața. Eu nu spun, să nu fiu înțeles greșit, că o experiență traumatică sau două sau trei sau zece cândva trebuie să rămână marca după care și noi să mergem. Trăim într-o lume rea, frați și surori, într-o lume pornită împotriva lui Dumnezeu, dar în lumea aceasta am șansa să aleg, pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui mi-a pus în față binele și rău și a spus, alege binele, te sfătuiesc, alege viața. Și poți să-ți depășești condiția. Ahaz a fost un idolatru, a fost un om care a dus pe Israel în ruină. Ezechia a spus, eu nu vreau lucrul acesta. Eu vreau să mă încred în Domnul Dumnezeu. Eu vreau să mă apropiu de Dumnezeu. De aceea el s-a bizuit în totul pe Domnul, pentru că a vrut să capete îndurarea lui Dumnezeu, a vrut să capete binecuvântarea lui Dumnezeu. Și de aceea s-a dus până la rădăcina lucrurilor. Ce a făcut mai departe? A spus lucrurilor pe nume. A sfârmat șarpele de aramă, îl numeau Nehuștan. O bucată de bronz. Șarpele nostru, șarpele meu sau al tău, este euul nerăstignit. Mândria, ambiția, păcatul preferat, amânarea, neloialitatea Domnului, lipsa constantă în umblarea după lucrarea lui Dumnezeu, comoditatea, interes personal, șifonările și scuzele copilărești, luarea după mulțime, neiertarea, intolerarea semenului. Ai curajul să vezi care e șarpele tău? Frați și surori, doamnelor și domnilor, ne-am obișnuit prea mult să ne mângâiem șerpii. În loc să ne apropiem de Domnul. Americanii dau și români acum. Avem peți, animale preferate și fiecare are petul lui, șarpele lui, bucata lui de bronz, bucata ei de bronz.
Și n-a renunțat la ea pentru nimic în lume. Cât de mare ar fi îndurarea lui Dumnezeu peste tine, peste mine, peste poporul Domnului, dacă în loc să mângâiem șarpele, ne-am apropiat de Domnul și am cădea în genunchi înaintea Lui și ne-am pocăi. Și am spune, Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi, Doamne. Aș vrea să văd în urma mesajului câți tineri mă contactează. Pentru că știți de ce. Și dacă noi nu zicem nimic, credeți că nu știm despre voi sau nu știm despre ceea ce ne urmăresc pe internet sau despre ce se comentează la internet. Pocăința este personală, nu vrem să vă spunem pe nume. Vrem să aveți curajul și să veniți să spuneți, am purtat în rucsac un șarpe de bronz de raf să-mi rupă spatele. Dar mi-a rupt caracterul. Mi-am pierdut virginitatea. Mi-am pierdut moralul. Mi-am pierdut pacea sufletească. Mi-am zdrobit inima. Am plâns și mâine iar am fugit la locul păcatului, ca și criminalul la locul faptei crimei. Pentru că ți-i drag șarpele. Îl mângâi. Ce a făcut Ezechia în al treilea rând și în ultimul rând? El a înțeles corect ce înseamnă binecuvântare. A înțeles corect ce înseamnă binecuvântare. Și aceasta se vede în două lucruri speciale pe care Ezechia le-a făcut tânărul împărat Ezechia în prima lună de domnie. Primul, a înțeles adevărata independență. Versetul 7, final și 8. Ezechia s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. A bătut pe filisteni până la Gaza și le-a pustuit ținutul de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. Frați și surori, doamnelor și domnilor, adevărata independență, repet încă o dată, adevărata independență este numai dacă ești dependent de Domnul. Adevărata independență nu o poți căpăta numai dacă devii dependent de Domnul. El s-a ridicat împotriva împăratului Asiriei și s-a ridicat împotriva filistenilor și a turnurilor lor întărite. Și în această dimineață și în această zi, când cuvântul Domnului îți vorbește, ar trebui să te uiți și tu la nehuștanul tău, la ceea ce te-a încolăcit pe tine, și ar trebui cu tot curajul, cu toată puterea ta, cu toată tăria ta, așa cum îți cere legea lui Dumnezeu, să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată puterea noastră, cu toată tăria noastră, cu toată inima noastră, cu toată inteligența noastră. Ar trebui, dragul meu, să te ridici împotriva nehuștanilor tăi, să le spui pe nume, m-a chinuit... Și spune, m-a chinuit și spune, m-a chinuit și numește. Abia am așteptat să termine serviciul, să fug să mă întâlnesc cu el, să fug să mă întâlnesc cu ea, să intru acolo, să intru dincolo, să cumpăr cu tare, să cumpăr cu tare. La casa Domnului vin pentru că mă tem să nu-mi pierd reputația, să vadă toată lumea că și eu sunt aici ca farisei și cărturare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru vrea să ne trezim. Vrea să ne trezim. Nu-i vreme de mângâiat șerpi. Nu-i vreme de mângâiat bronz. Este timp de cules aur. Este timp de pietre scumpe. Este timp de ploaie, timpurie și târzie de la Dumnezeu. Este timp pentru aurul curat al cuvântului Dumnezeu. Mă bucur de cuvântul tău ca unul care a găsit o mare comoară. Dar pune preț pe comoara aceasta pentru că te înțelepțește. Pune preț pe cuvântul Domnului că te scoate din păcat. Pune preț pe acest cuvânt că te scapă de toți nehuștanii tăi. Pune preț pe el. Pui preț pe ce-ți place, așa-i? Pui preț pe ce-ți place. Este în firea noastră a fiecăruia. Dar trebuie disciplină. Trebuie disciplină. Nu mai îngriji șarpele. Ai grijă de sufletul tău. Cuvântul Domnului spune... S-a ridicat, s-a răsculat împotriva asirienilor, împotriva filistenilor. Cuvântul Domnului spune, noi răsturnăm
logica minții. Și orice se ridică, orice împotrivire care se ridică împotriva lui Dumnezeu și a cunoașterii lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, vrei să gândești diferit? Vrei să gândești nou? Adevărata independență, dragul meu, este numai dacă ești dependent total de Domnul. Și atunci când ești dependent total de Domnul, vreau să-ți spun, să aduc aminte ceea ce știi din Scriptură. Petru dorme, dorme, este condamnat la moarte, este legat în lanțuri și dorme. Dar pentru că el are credință, dorme, nu pentru că este neglijent, nu pentru că ceva nu merge bine în viața lui Petru. I-a spus Domnul, când vei îmbătrâni, te vor încinge alții. Și ce se întâmplă cu el este doar la 2-3 ani după ce a fost răstignit Mântuitorul nostru. Și de aceea este liniștit că nu se va întâmpla cu el să fie decapitat cum a fost decapitat Iacob. Și dorme, însă este legat în lanțuri, este păzit de soldați. A venit un înger noaptea că trebuie să-l trezească, cineva trebuia să-l trezească, așa de adânc dormea omul acesta. Și a spus, scoală-te, iute! Fapte 12. Și ce spune mai departe cuvântul Domnului? Ce spune? Lanțurile i-au căzut jos. Bronzul lui Nehuștan nu poate fi rupt decât mă când te ridici repede și spui, eu sunt acela. Eu îl țin în brațe. Eu îl poleiesc de ani de zile, de luni de zile. Vin și plâng, vin și cânt, vin și ridic mâinile, vin la casa Domnului, sunt vorbit de bine, sunt cu reputație, dar eu sunt acela, eu sunt acela. Domnul Dumnezeu vrea să te elibereze, pentru că El este sfânt și sfințenia Lui nu însemnează teroare pentru mine sau teroare pentru tine. Sfințenia Lui e binecuvântarea ta și e binecuvântarea mea. Sfințenia Lui te eliberează și mă eliberează. Sfințenia Lui mă face independent dacă depinde El. Nehuștan, încăpățânare. Nehuștan, ură. Nehuștan, neînduplecare. Nehuștan, amânare. Nehuștan, pune numele acolo. Spune pe nume. Spune pe nume. Și apoi, uitați-vă la Ezechia, a cules binecuvântările Domnului. Versetul 7, partea 1. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. În tot ce a făcut. Observați, frați și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere, părinți, copii, frați în vârstă, surori în vârstă. Se poate birui în toate. Se poate birui pe deplin. Se pot lua decizii care să-ți aducă binecuvântare. Încă nu mă botez, încă nu mi-am rezolvat, încă nu m-am aranjat, încă n-am făcut cu tare, încă nu mă duc în față, încă n-am să mă duc să spun că eu sunt același. Mai stau un pic, mai stau un pic, mai stau un pic. Și Nehuștan te încolăcește. Ai zis, este numai de bronz. Are o travă. Are o travă și bronzul e greu. Bronzul e greu. Te trage în jos. Te trage în jos. Te trage în jos. Dar dacă ți-ai pus încredere în Dumnezeu și ai devenit dependent de Domnul, nu de inima ta, dependent de Domnul, nu de logica ta, dependent de legea lui Dumnezeu care te învață și trebuie să faci, nu de rațiunea ta care te trimite iară la locul păcatului, dacă devii dependent de Dumnezeu, dacă devii dependent de Dumnezeu, cuvântul Domnului spune, și Ezechia a izbutit în toate și Dumnezeu a umblat cu el peste tot. Dumnezeu nu se uită că ești tânăr sau tânără, că ești părinte, că ești copil, că ești în vârstă, Dumnezeu se uită la inima ta. Și când inima mea și inima ta sunt ale lui Dumnezeu și le dai lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, acum hai să se cerăm binecuvântare, hai să se cerăm îndurare, hai să se cerăm milă, hai să se cerăm biruință, hai să coborâm slava mea în mijlocul vostru, hai să cobor numele meu peste tine. Și când se coboară numele Domnului, spunem, în numele Lui sunt binecuvântări, în numele Lui e viață, în numele Lui este vindecare divină. În numele Lui botez cu Duhul Sfânt. În numele Lui se întărește poporul. În numele Lui Dumnezeu crește biserica lui Hristos. În numele Lui, în numele Lui. Nehuștan.
te-ai simțit incomod în dimineața aceasta, așa-i? Asta înseamnă că încă Duhul Domnului te iubește. Și îți vorbește conștiinței tale. Și vrea să te trezești. Vrea să-ți vii în fire. Iisus Hristos a venit să nimicească lucrările diavolului. 1 Ioan 3 cu 8. Și vrea să le nimicească lucrările lui, ale celui rău, și în viața ta și în viața mea, și în casa ta și în casa mea. Ce ai de făcut? Trei lucruri ați văzut. Primul, începe cu începutul. Cu inima ta, versetul 6. Cu legea Domnului, versetul 6, partea finală. Cu ordine divină de astăzi, versetul 4. Încrede-te în Domnul. Bizuiește-te pe El, versetul 5, partea 1. Spune lucrurilor pe nume. Versetul 4, partea finală. Înțelege corect binecuvântarea. Adică, adevărata independență este când ești dependent de Domnul. Și atunci când ești dependent de Domnul, culegi îndurarea lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, lucrul bun este că Dumnezeu încă ne iubește. Dacă nu ne-ar fi iubit și nu ne-ar iubi Dumnezeu, nu erai aici în dimineața aceasta sau nu stăteai la internet la ora aceasta ca să urmărești programul de aici. Dar Dumnezeu mă iubește și te iubește și a zis, le mai vorbesc o dată. Le mai spun o dată. Să nu-și mai mângâie șerpii. Le mai spun o dată. Să cheme sângele meu peste ei și eu îi voi curăți. Și în loc de șarpe le voi da un porumbel. Voi coborî Duhul Sfânt peste ei și voi face făpturi noi. Nu te mai mângâia în păcatul tău, trezește-te din el. De aceea am vrut să rămâi aici și să auzi. Și nu te duci acasă și spune, nu știm ce să facem, în biserica aceasta nu ni se spune, că cred că ți s-a spus clar. Exact cum spune Domnul către Israel prin Mica, ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci și ce alt așteaptă Dumnezeu de la tine. Dumnezeu așteaptă să umblăm cu El. Nu cu firea noastră. Să ascultăm de El, nu de logica noastră. Să dăm crezare cuvântului lui Dumnezeu și să devenim dependenți de Domnul. Și atunci vom cunoaște adevărata independență. Mă rog Domnului ca aceste cuvinte ale lui Dumnezeu să intre adânc în conștiința ta, să intre adânc în inima ta, să intre adânc în sufletul tău. Și să poți să spui, de azi încolo, nu vreau să mai slujesc lui Nehuștan, vreau să spun lucrurilor pe nume. Civilizat, dar spune în dreptul tău pentru tine, nu doar cel de lângă tine. Ridică-te împotriva împăratului care te domină și a filistenilor care te chinuie. Și vei vedea că orice zid întărit și orice întăritură și orice turn, în fața Dumnezeului Scripturilor, orice cade. Orice se prăbușește. Și când a căzut și s-a prăbușit, tu culegi binecuvântare, tu culegi biruință, noi culegem îndurare divină. Și fie ca această îndurare divină să fie peste tine, peste casa ta, peste sufletul tău. Amin.